Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun un bun venit la o nouă ediție emisiunii Întrebare. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră, cu un nou subiect și, bineînțeles, cu un nou invitat. Așa că îi spunem un bun venit domnului Costel Ghioancă, teolog, profesor și doctor în filozofie. Bine ai venit, Costel. Mulțumesc, Cătălin. Mulțumesc, mă bucur să te revăd și mă bucur să putem aborda subiectul pentru astăzi pregătit. Ca de obicei, și de data aceasta, ți-am pregătit un subiect destul de dificil, este un subiect, să spunem așa, destul de discutat în lumea filozofică. Sunt foarte multe tratate în literatură, în literatura de specialitate, o problemă discutată de asemenea în teologie, practic un subiect care întotdeauna necesită discuții și discuții și până la urmă spune că cu greu marii gânditori ai lumii au găsit un răspuns standard la tema de pe care o vom discuta în seara aceasta, așa că îmi permis să te provoc cu tema despre bine și rău. Hai să vedem cum vezi tu cei doi termeni, aceste două concepte de viață, pentru că această preocupare a omului știm că a fost încă de la începutul vieții, încă de la începutul apariției vieții pe pământ, omul a fost preocupat de a ști ce este bine și ce este rău. Așa că cred că cel mai bine este să începem cu o definiție, poate cea mai bună definiție pe care crezi tu că ar merita să o spunem în seara aceasta. Da, tema aleasă este o provocare, nu cred că doar pentru mine, ci pentru oricine încearcă să se apropie de subiectul acesta, pentru că el poate să fie privit din multe perspective și, cum spuneai și tu, există o întreagă interogație filozofică asupra acestui subiect, există un amplu studiu teologic asupra problemei binelui și a răului, dar mai mult decât atât, subiectul ne interesează nu doar din simple curiozități teoretice speculative, ci noi înșine în viața noastră ne confruntăm adeseori cu lucruri pe care le numim bune sau rele, suferință, lucruri pe care le obținem, plăceri, și atunci încercăm să găsim un sens al vieții. De aceea a răspunde la problema binelui și a răului are o strictă legătură cu a-ți înțelege viața și a reuși să-ți dai un sens al vieții. Acum, dacă trebuie să plecăm, să zic așa, de la o definiție, să încercăm să înțelegem la ce ne referim când spunem bine și rău, nu pot pleca iarăși foarte simplu, trebuie să fac niște nuanțări și aș spune că din perspectivă filozofică se pune întrebarea dacă ar trebui să privim problema binelui și a răului în termenii unor substanțe. Adică, este binele o substanță în sine, da, cu o existență proprie, și răul o substanță în sine cu existență proprie? Asta este o întrebare. Este binele și răul ceva ce judecăm doar prin prisma consecințelor? Adică, dacă niște, nu există vreo substanță, dar dacă niște lucruri au consecințe pozitive, le numim bune, dacă au consecințe negative, le numim rele. Sau, este binele și răul o simplă convenție, ceva ce definesc eu, pur și simplu interacționez cu lumea, cu realitatea, trăiesc anumite stări, am anumite experiențe și le pun câte o etichetă ca pe borcane și le spun ăsta e bun, ăsta este rău. Deci, iată, din punct de vedere filozofic, doar ca să, ele sunt mult mai multe, dar doar ca să deschid un pic discuția, se pune problema în felul acesta. Din punct de vedere teologic, și aș vrea deja să anticipez lucruri pe care le vom analiza mai profund pe parcursul discuției noastre, aș spune că binele are sens și se definește plecând de la Dumnezeu. Biblia ne spune că Dumnezeu, Creatorul Universului, este bun. Este o trăsătură a ființei sale, un atribut al său. Și atunci binele este ceea ce este în armonie cu bunătatea lui Dumnezeu, cu voia lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, atunci când oamenii gândesc, trăiesc, acționează și fac lucruri care sunt conforme cu voia lui Dumnezeu, pe acele lucruri le putem numi bune. Când oamenii gândesc, trăiesc și acționează împotriva voinței lui Dumnezeu sau cu minus înainte față de voia lui Dumnezeu, pe acele lucruri le numim rele. Deci asta ar fi o definiție din punct de vedere teologic. Conformarea față de voia lui Dumnezeu și față de bunătatea lui Dumnezeu. Trăim într-o epocă în care vedem cu ochii liberi din ce în ce mai mult că se încearcă o redefinire a tot ce înseamnă concept de viață, a tot ce înseamnă sistem de valori, normal, anormal, știu eu, moarte, viață și alte lucruri esențiale
existenței umane. Și de asemenea observăm că și conceptul acesta de bine și rău se încearcă a fi redefinit. Cei doi termeni încearcă să fie oarecum adaptați la preferințele și nevoile unui anumit grup. A spune că până la urmă rău cuiva poate să fie binele altcuiva sau binele depinde de un anumit timp, de un anumit context social, de un anumit să spunem context cultural. Deci până la urmă a spune că totul a devenit atât de relativ încât binele poate să fie orice, răul poate fi orice, în funcție de personalitatea fiecăruia. Se tot plimbă prin spațiu public ideea aceasta că binele și răul sunt de fapt două concepte, două construcții sociale, practic definite de om așa cum dorește, când dorește. Ce părere ai despre? Este adevărat că în ultima perioadă de timp această perspectivă a relativismului și a ceea ce numim un construct social a devenit foarte vizibilă în multe domenii ale discuțiilor și ale gândirii filozofice, dar mai ales în problema aceasta a definirii moralității, deci în filozofia morală, în ceea ce numim bine și rău. Însă aș vrea să spun că această perspectivă este una mai nouă și ea a prins contur mai aproape de noi. Până la această perspectivă au fost altele, și vreau să facem un pic diferențierea ca să vedem de unde vine această perspectivă. Au fost altele care totuși aveau un fundament în supranatural, în metafizic, adică se legau de ceva oarecum religios. O concepție legată de problema binelui și a răului foarte răspândită în antichitate și chiar în primele secole a fost acest dualism manichean, care ce spunea? Că de fapt în univers există un Dumnezeu bun și există un rău, forțe ale răului și ele au puteri, sunt coegale și coeterne, adică din eternitate și au puteri egale și se luptă mereu și mereu. Ori a fost această concepție, până și unii creștini au tins spre ea, dar inclusiv Augustin într-o primă fază, după care și-a dat seama că este greșită și chiar a combătut această perspectivă, pentru că Biblia ne spune că Dumnezeu este puternic, Dumnezeu va învinge în cele din urmă, deci nu vorbim despre două forțe egale, nu poți să pui puterea lui Dumnezeu și binele pe care Dumnezeu îl face cu răul din lume. Și poate ar merita aici să amintesc două versete, Iov 42:2 spune: știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Apoi Psalmul 89:8 spune: Doamne, Dumnezeul oștirilor, cine este puternic ca tine, Doamne? Și credincioșia ta te înconjoară. Și sunt foarte multe texte care ne arată că Dumnezeu nu stă pe poziție de egalitate cu cel rău, cu problema răului. Deci asta a fost o perspectivă. Altă perspectivă în filozofie care a fost foarte vehiculată a fost aceasta care vine din neoplatonism și răul era văzut doar ca lipsa binelui. Cumva răul nu există, nu are o existență în sine, ci atunci când lipsește binele, aia spunem că este rău. Dar și aici ar fi niște probleme pentru că, de exemplu, în Roman capitolul 12 spune: feriți-vă de orice se pare rău și să dragostea să ne fie fără prefăcătorie și avem înainte binele și răul. Deci Biblia vorbește despre bine și rău ca având totuși o anumită substanță, nu sunt numai niște lucruri abstracte. Dar aceste elemente despre care spun, și ca să dau un exemplu, să zicem când am o durere, nu înseamnă că durerea este doar absența plăcerii. Deci mănânc o plăcintă bună și am o plăcere și apoi mă doare măseaua și am o durere. Și spun, acum când mă doare măseaua, înseamnă doar că nu mai mănânc plăcintă. Nu-i doar atât, ci când mă doare măseaua, am o experiență fenomenologică foarte serioasă care mi-arată că există o anumită consistență a răului. Nu e doar o lipsă, e ceva mai mult decât o lipsă. Da? Deci, dar ce era comun la aceste perspective era această legare de ceva dincolo de lumea fizică, deci o fundamentare în transcendent. Ce se întâmplă însă odată cu zorii postmodernismului, deci cu anii 50, 60, 70, odată cu lucrările lui Derrida, ce se întâmplă în a doua jumătate a secolului 20 și începutul secolului 21, are loc o rupere de ceea ce înseamnă
lumea de dincolo, lumea spirituală. Totul este aici și acum. Deci este o perspectivă secularizată asupra realității. O perspectivă fizicalistă. Totul este materie și atom. Nu există suflet, nu există Dumnezeu, nu există veșnicie, nu există nimic. Și atunci, când rămâi doar cu orizontalul, doar cu lumea asta, normal că trebuie să explici cumva fenomenele din lumea aceasta. Și atunci, când ajungem la problema binelui și a răului, oamenii se întreabă, bun, și atunci ce este binele și răul? Și răspunsul lor, cum spuneai și tu mai devreme, păi este un construct social, adică diverse grupuri și-au dat mâna și au spus, noi, pentru noi este bine asta, o numim așa. Alții au spus, pentru noi este bine asta și așa. Cineva ar putea să spună, totul este relativ. De exemplu, pentru un hoț e bine să-i fur portofelul vecinului, pentru victimă e rău că i-a fost furat. Deci cum e până la urmă, bine sau rău? Și iată, ne învârtim în zona aceasta. Care e problema cu această, și cu asta închei că nu vreau să vorbesc foarte mult pe întrebarea aceasta. Dar care este problema? Problema este următoarea. Unul la mână. Cum îți explici faptul că în toate culturile, în toate locurile, peste tot pe unde ajungi, găsești acest concept de bine și de rău? Adică chiar toată lumea, pe toată suprafața pământului și în toate vremurile s-au gândit ei să facă acest construct social? Deci, de unde această dorință în toți oamenii? Și răspunsul este, așa cum citim în Roman, capitolul 1, versetele 19 și 20, că Dumnezeu a pus în noi, este ceva intrinsec această dorință de a distinge între bine și rău. Deci asta este o problemă. Cealaltă problemă este, cum se face că hoțul, atunci când fură portofelul cuiva, spune, pentru mine este bine, dar când lui se fură portofelul, nu mai spune că este bine, că este rău. Deci, iată că totuși există până la urmă, în cazul, toate victimele spun că este rău să li se fure portofelul. Nici o victimă nu spune, a fost bine că mi s-a furat. Deci, până la urmă, vrem, nu vrem, există niște norme absolute ale binelui și răului și atunci această idee cu constructul social este, de fapt, o idee greșită. Haideți să ne întoarcem puțin către începutul vieții și mă gândesc clar la evenimentele care au avut loc în grădina Edenului. Ne aducem aminte clar încă de pe primele pagini ale Sfintei Scripturi că acolo Dumnezeu a creat un pom frumos și plăcut, pom care se numea pomul cunoștinței binelui și răului. Care este rolul acestui eveniment, să spunem, sau acestor evenimente în istoria lumii în primul rând și apoi de ce Dumnezeu a interzis ca omul, ca Adam și Eva să aibă acces la acest pom? Da, asta este o întrebare care ne frământă uneori mintea și sigur că are o relevanță importantă când discutăm despre problema răului, pentru că noi credem că în umanitate de acolo a apărut răul. Este adevărat că în univers nu aceea este explicația, ci avem în scriptură detalii despre Lucifer, despre cel rău care a căzut și se pare că această cădere a celui rău, a lui Lucifer, antedatează apariția pomului cunoștinței binelui și a răului. Deci, cumva, apariția răului în univers precedă evenimentul din grădina Edenului, dar în ceea ce ne privește pe noi ca oameni, acolo s-au întâmplat lucrurile. Ce este cu acest pom? Sigur, Dumnezeu când a creat toate lucrurile despre care citim în Geneza capitolul 1 și 2, de fiecare dată spune că le-a făcut bune. Și noi trebuie din start să știm că absolut tot ce a făcut Dumnezeu a fost bun, inclusiv crearea omului, a lui Adam și Eva. În Geneza apare prima dată sintagma aceasta că Dumnezeu s-a uitat și a văzut că lucrurile erau bune. Da, de ce? Pentru că El le-a făcut și spunea mai devreme că definiția creștină este una care spune că binele sau lucrul bun este cel ce rezonează cu natura lui Dumnezeu, care este în conformitate cu voia lui Dumnezeu, cu plăcerea lui Dumnezeu. Și atunci când Dumnezeu s-a uitat peste tot ce a creat, a văzut că toate au ieșit perfect, exact așa cum dorea El. Deci de asta erau bune, pentru că tot ce exista în creație reverbera cu ființa lui Dumnezeu. Sigur că inclusiv pomul cunoștinței binelui și a răului a fost foarte bun. Deci n-ar trebui să avem ciudă pe el, să punem mâna pe topor și să spunem, doamne, de ce a pus Dumnezeu pomul acolo? Deci pomul în sine, intrinsec, n-avea absolut nimic rău, pentru că și el era opera lui Dumnezeu, creația lui Dumnezeu. La fel, omul care se uita la pom era și el foarte bun. Nu avea absolut nimic rău în el, omul. Ce se întâmplă? Când Dumnezeu l-a creat pe om, spre deosebire de
restul creației și în mod special spre deosebire de animale, Dumnezeu a spus să facem om după chipul și asemănarea noastră. A vrut Dumnezeu să-și încununeze creația cu ceea ce noi numim un masterpiece și a vrut să îl facă pe om după chipul și asemănarea lui. Și o parte din ceea ce înseamnă, discuția este mult mai complexă, este libertatea de alegere. Adică capacitatea omului de a acționa ca o ființă liberă. Deci Dumnezeu nu a creat oameni care să acționeze doar în baza instinctelor sau doar în baza unor sisteme rudimentare de hrănire și așa mai departe, cum există la plante. Omul nu trăiește cu fotosinteză numai și nu aleargă numai unde vede banana mai mare în pom. Omul a fost creat de Dumnezeu să gândească, să înțeleagă, să analizeze, să decidă și să acționeze. Or, când Dumnezeu l-a creat pe om, dacă vrei să-i dai omului, să zic, posibilitatea reală, nu înseamnă că Dumnezeu l-a făcut să păcătuiască, că a vrut să păcătuiască, ci a vrut doar să-i dea posibilitatea reală ca omul să funcționeze ca agent liber. Nu poți să faci asta decât dacă îl pui pe om să asculte de o poruncă. Să faci asta sau să nu faci. Și porunca pe care Dumnezeu i-a dat-o, interdicția aceasta pe care a dat-o, avea rolul de a-i permite omului să acționeze ca o ființă liberă. El nu înseamnă că trebuia să cadă în păcat. Dacă n-ar fi căzut niciodată, nu însemna că omul era mai puțin liber decât dacă a căzut, ci că însemna că în libertatea lui, omul a decis să nu cadă, ci să asculte de Dumnezeu. Ori, iată că în libertatea lui, omul a decis să nu asculte de Dumnezeu. Și Dumnezeu și-a asumat lucrul acesta în înțelepciunea lui. Dar acesta era rolul. Era rolul de a crea o ființă umană liberă și de a îi da Dumnezeu și o poruncă prohibitivă, că i-a dat și porunci, să zic, cu sens pozitiv. Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul, dați numele animalelor, stăpâniți. Deci erau și aceste porunci cu plus înainte. Ai voie să faci asta, dar a spus, ok, ca să poți să îți exerciți libertatea total, cu adevărat, îți dau și o poruncă prohibitivă, nu te atinge de acest pom. Și omul, dacă nu s-ar fi atins niciodată, nu însemna că nu era liber, dimpotrivă. Dar alegea ce trebuie. Iată că n-a ales ce trebuie, asta ar fi explicația. Există un verset în Sfânta Scriptură foarte cunoscut. Este adesea citat, fie că vorbim despre predici, fie că vorbim despre discuțiile pe tema binelui și răului. Un verset al profetului Isaia care spune așa, Isaia 5:20: Vai de cei ce numesc răul bine și binele rău, care spun că întunericul este lumină și lumina întuneric, care dau amărăciunea în loc de dulceață și dulceața în loc de amărăciune. Se vorbește aici foarte clar despre pornirea aceasta a omului, a ființei umane, în dorința lui de a face ceva și de obicei de a-și exercita alegerea despre care tocmai vorbeai. Și se întâmplă că această alegere pervertită deja, această opțiune de a face binele și rău, de fapt să meargă mai mult în direcția răului. Oare ce s-a întâmplat în grădina Edenului? Ce s-a întâmplat atunci când omul a ales pentru prima dată rău, astfel încât natura aceasta este pornită mai mult spre rău decât spre bine? În a numi lumina întuneric, de a alege mai mult minciuna decât adevărul, ceva s-a întâmplat și la nivelul firii pământești a omului. Absolut, și numai că s-a întâmplat ceva, dar s-a întâmplat ceva dezastros. De fapt, așa a intrat moartea în lume, așa a intrat suferința. Toate lucrurile rele despre care vorbim de acolo au venit. De ce? Pentru că Dumnezeu a vrut ca omul să cunoască, să zic, răul doar din informare, din ceea ce Dumnezeu i-a spus. Dumnezeu i-a spus să nu mănânci din acest pom, căci în clipa în care vei face asta, vei muri. Cu alte cuvinte, nu era ca și cum Dumnezeu ar fi vrut ca omul să nu știe că există rău sau ceea ce este rău. I-a spus, în clipa în care vei face asta, vei muri. Dar omul a vrut să experimenteze. Practic, în momentul în care n-a ascultat de Dumnezeu, a ajuns să ia contact cu răul, nu numai din informația pe care a primit-o de la Dumnezeu, ci trăindu-l pe pielea lui. Oricând a trăit răul pe pielea lui, răul de pe piele s-a infiltrat tot mai în profunzime până a ajuns în sufletul lui. Și acest gest de neascultare, deci de răzvrătire a omului față de porunca lui Dumnezeu, l-a aruncat pe om pe orbită
a decăderii și a răzvrătirii față de Dumnezeu. Pentru că, repet, ce era binele și ce era bun, că Dumnezeu l-a făcut pe om bun, să trăiești conform cu bunătatea lui Dumnezeu, cu voia lui Dumnezeu, în ascultare de Dumnezeu. Oricând omul s-a decis să nu asculte, practic el a devenit rău în ființa lui, a devenit pur și simplu transfigurat, transformat. De aceea, de la Adam încoace, toți cei care se nasc pe pământ în Adam sunt oameni care au meteahna aceasta, boala aceasta, înclinația spre rău, spre a nu fi cum vrea Dumnezeu, ci spre a fi împotriva lui Dumnezeu. Asta este problema noastră a tuturor. Și Biblia spune în Roman capitolul 2 că nu este niciunul neprihănit, niciunul care să caute binele, niciunul măcar. Asta, Cătălin, era problema ta, asta a fost problema mea, asta este problema tuturor celor care ne privesc. Faptul că noi ne naștem, în păcat ne zămislește mama noastră și ne naștem cu acest sindrom al lui Adam, cu această dorință de a-l respinge pe Dumnezeu. Și aici intervine al doilea Adam, intervine Hristos, care este creatorul unei noi umanități, și pe toți cei care își pun credința în el, Dumnezeu îi transformă și ce face, le vindecă această răutate din firea lor profundă și le dă o natură nouă, devine o creație nouă. Foarte frumos și mă bucur că ai explicat lucrul acesta, pentru că îți aruncă o nouă provocare. Apropo de relația aceasta dintre bine și rău, tot în filozofia postmodernă, spune, se tot găsește ideea aceasta că binele n-ar fi bine dacă n-ar fi și rău. Practic, este condamnat, să spunem, binele să existe împreună cu rău, pentru că dacă n-ar fi existat răul, binele n-ar ști că este bine, sau noi n-am avea senzația aia că ne e bine sau că lucrurile sunt bune. Deci, practic, ca binele să fie bine, trebuie să existe automat rău. Da, este un mare reducționism. De ce? Pentru că, sigur că dacă ne-am limitat la o existență sub acest soare, am spune, domnule, ce este binele? Păi, ca să spui ce este bine, ai nevoie de alternativă și ar trebui să existe rău ca să spui ce este bine. Dar tot nu se rezolvă problema, pentru că apoi spui ce este bine și rău. Ca să existe bine și rău, trebuie să existe altceva. Adică de unde vine binele și rău? Deci este un fel de joc de copii mici, de grădiniță, această perspectivă. De ce? Pentru că, vezi, binele poate exista și a existat din eternitate, fără să existe răul. Dumnezeu este bun. Deci, dacă vrei să ai o sursă, un izvor al binelui, acest izvor este în Dumnezeu însuși. Și Dumnezeu este etern și, prin urmare, bunătatea lui Dumnezeu este și eternă, și atunci a existat o veșnicie fără să fie rău în lumea asta, până a avut loc căderea din ceruri a lui Lucifer. Așadar, iată că avem dovezi clare că binele poate exista și fără existența răului. Există o întâmplare în Sfânta Scriptură, practic un dialog între Domnul Iisus Hristos și un tânăr, care la un moment dat îi adesează următoarea întrebare. Învățătorule, ce bine să fac ca să am viața veșnică? Domnul Hristos îi răspunde, de ce mă întreb? Ce bine? Binele este unul singur. Dacă vorbim așa despre apariția binelui în universul acesta, plecând de la acest verset, am putea înțelege că, de fapt, binele se poate foarte ușor personifica în persoana Domnului Hristos, a lui Dumnezeu, a celui care este binele suprem. Cum am putea poziționa așa în istoria aceasta umanității apariția binelui și, bineînțeles, și apariția răului, pentru că și răul la un moment dat apare în această istorie și, după cum știm, uitându-ne la Sfânta Scriptură, va veni un moment în care lucrurile se vor reașeza. Ce putem vorbi despre lucrul acesta? Da, asta este important, să înțelegem că binele nu a avut un început. Binele fiind un atribut de bază al lui Dumnezeu, înseamnă că el a existat dintotdeauna. Deci, la fel cum Dumnezeu este etern, binele și bunătatea împreună sunt și ele eterne. Și sigur că Dumnezeu este singurul bun pe deplin. Acum, în momentul în care Dumnezeu a creat acest univers, și în mod special mă refer la planeta noastră, a apărut și răul odată cu cedarea omului la ispita pe care Satan a adus-o. Și iată că acum în lume operează două principii
Deci sunt ca două râuri care curg în paralel și aceste râuri sunt unul al binelui și celălalt al răului. Ele par de multe ori ca forțe egale. Uneori se pare că răul triumfă și în această paranteză a istoriei în care noi trăim, pare că răul ar triumfa. Dacă te uiți în lume, vezi foarte multe lucruri. Și de ce? Pentru că apare și această expresie în Scriptură, cel rău. Deci iată că există și o personificare a răului. La fel cum spuneai tu de o personificare a binelui, și anume că Dumnezeu este binele personificat, există și o personificare a răului și acesta este Satan, cel rău. Și atunci, ele par să se lupte și par să fie două forțe egale, cum spuneam la început, ca în dualismul manichean, dar nu sunt două forțe egale. Deci trebuie să înțelegem că Dumnezeu a învins răul și puterea răului și capul șarpelui în mod decisiv acolo la crucea Golgotei. De ce? Pentru că, de fapt, revenind la întrebarea pe care o pune tânărul bogat, ce bine să fac ca să... Păi nu poți să faci. Pentru că oricât de mult bine ai face, oricât de mult te-ai strădui, niciodată nu poți să faci suficient de mult bine ca să corespundă cu binele acesta care e Dumnezeu. Adică să fii ca Dumnezeu, să fii la standardul așteptărilor lui Dumnezeu. De aceea, singura soluție ca un om să moștenească viața veșnică este să-și pună încrederea în Cel care a reușit să facă binele de la A la Z, adică în Iisus Hristos. Avem un verset important în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 21, spune: pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat. Deci de aici plecăm, de la premiza aceasta. El, Dumnezeu, l-a făcut păcat pentru noi, sau în locul nostru, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Deci soluția lui Dumnezeu la lupta asta noastră cu răul sau la conflictul între bine și rău este următoarea. Costel, oricât ai încercat tu să faci bine, nu vei reuși. Și să faci atât de mult bine încât să mergi cerul. Dar uite cum facem. Îl iau pe Fiul meu, pe Iisus Hristos, care este Dumnezeu întrupat, care n-a făcut niciodată niciun rău și îl fac păcat în locul tău. Pun toate păcatele tale asupra Lui ca El să plătească pentru ele. Și acum îți dau neprihănirea Lui, ți-o acord ție. Aceasta este calea de a ajunge spre cerul. De aceea, într-un final, tot răul acesta din lume va fi stins, va fi pedepsit, va fi scos din ecuație. Și avem... în sensul acesta, multe pasaje, vreau să citesc doar din, mi-am scos aici un verset din Apocalipsa, capitolul 20, mai multe versete de fapt, de la 11 la 15, unde spune așa: apoi am văzut un, este scena aceasta a judecății, apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe Cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți, mari și mici, deci toată lumea, toată lumea, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea, adică binele sau răul pe care îl vor fi făcut. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea, moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și iată care este deznodământul. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieții a fost aruncat în iazul de foc. Deci iazul acesta de foc reprezintă locul unde toți cei răi și tot ce este rău va ajunge și nu vor mai deranja în vreun fel și nu vor mai chinui în vreun fel pe cei care sunt copiii lui Dumnezeu. Foarte frumos, mai ales că Sfânta Scriptură este foarte clară atunci când prezintă cele două concepte, binele care este Dumnezeu, Dumnezeul suprem, Cel care a creat Universul, și răul care întotdeauna, de la apariție până la final, încearcă prin toate mijloacele, prin tot felul de situații să-i deturneze, practic, pe oamenii, pe cei pe care Dumnezeu i-a creat. A spune că răul n-a avut nicio șansă să-L învingă vreodată pe Dumnezeu. Dar cel puțin pe om a putut să-L deturneze de la calea pe care Dumnezeu i-a trasat-o. A spune că eu n-o să pot niciodată, dau un exemplu, n-aș putea niciodată să fac ție rău, dar aș putea face rău copiilor tău. Și practic, lovitura poate ar fi mai mare pentru tine ca părinte, să zic că copiii tăi au fost loviți pentru că tu n-ai putut fi lovit, atât de puternic. Acesta a fost jocul acesta între
binele sau lupta aceasta între binele personificat care este Dumnezeu și bineînțeles răul personificat care este el, care este Satan. Satan. Acum, care este rolul omului în toată această istorie? Omul se află între bine și rău. Ce poate face omul? Da, fiind prins în această luptă, omul trebuie să aleagă, trebuie să opteze. Dumnezeu îi pune înainte viața și moartea, îi pune înainte binele și răul și omul trebuie să se decidă ce vrea să facă cu viața lui, pe cine vrea să urmeze. Acum, sigur că dacă lași pe om de capul lui, așa de unul singur, pentru că spuneam că ne naștem cu această înclinație spre rău, cu această boală pe care am moștenit-o din grădina Edenului, înclinația noastră va fi să alegem răul. Mai mult, mai puțin, mai devreme, mai târziu, dar cam acolo merg toate drumurile noastre. Cum spunea Mântuitorul, fiecare își vedea de drumul lui. Da? Și erau rătăciți ca niște oi, ca niște oi fără păstor. Deci, din păcate, dacă suntem lăsați de unii singuri, suntem atât de corupți încât ni se pare mai atractiv mărul otrăvit decât ceea ce oferă Dumnezeu. Dar Dumnezeu, celor care strigă spre El, le vine în ajutor și le oferă un har. Aici este ideea. Deci Dumnezeu îți spune înainte să alegi. Dacă te lasă de unul singur, toți vom alege răul pentru că acolo ne trage inima noastră. Dar dacă strigi spre Dumnezeu, îți vezi neputința, spui, Doamne, eu aș vrea să aleg binele, dar uite, simt că acolo mă atrage, dar vreau altceva, dar chiar să vrei, Dumnezeu atunci vine cu harul său și ne dă acest har al transformării, astfel încât să putem să-L alegem pe Dumnezeu. Întrebarea este, dacă ne dorim asta, dacă am constatat cât de amar este păcatul, dacă am constatat cât de greu și împovărător este păcatul și atunci să nu-l mai dorim. Și în momentul acela, Dumnezeu este gata să ne vină în ajutor, ne cheamă la El, ne transformă viața, ne ridică. Deci, omul asta trebuie să facă. Este prins în lupta aceasta, dar nu este lăsat fără un ajutor. Este lăsat cu cel mai mare ajutor posibil. Ajutorul lui Dumnezeu, ajutorul Duhului lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne-a arătat cele mai bune intenții prin aceea că s-a făcut ca noi. Dacă dorea să ne lase pe noi singuri în bătălia asta, spunea, băieți, stați pe terenul vostru, eu îmi văd de treaba mea, ia descurcați-vă voi. Dar El a ales să părăsească gloria cerească, s-a făcut ca noi oameni. De ce? Ca să fie călăuza noastră, căpetenia desăvârșirii credinței noastre, adică să câștige El lupta și să ne încurajeze și pe noi să mergem după El să o câștigăm. Deci nimeni nu se poate plânge că n-are ajutor. Tot ajutorul la dispoziție. Uite, emisiunea asta, predici, Biblia, biserici, purtarea de grijă a lui Dumnezeu, pâinea de pe masă, răbdarea lui Dumnezeu cu noi. Numai ajutor ne dă Dumnezeu. Întrebarea e, vrei? Ai văzut că această cale pe care mergi te duce spre pierzare? Te-ai săturat de ea? Ți-a ajuns? Ok, dacă ți-a ajuns, vino acum la Dumnezeu că El este gata să te primească, dar nu mai continua pe calea asta dacă ai văzut că nu-i bună. Deci omul trebuie să aleagă pe Dumnezeu și Dumnezeu este gata să îl transforme dacă se smerește și se pocăiește înaintea lui Dumnezeu. Suntem părinți și una din preocupările noastre, aș spune poate cea mai importantă preocupare a noastră a părinților și aș spune chiar poruncă din partea lui Dumnezeu este să învățăm pe copii calea Domnului, să învățăm să-L urmeze pe Dumnezeu încă din fragedă pruncie. Asta implică automat și educația cu privire la bine și la rău. Cu toții am avut experiența aceasta și în calitate de copii, acum și în calitate de părinți, vedem că de fapt procesul acesta nu este un proces foarte ușor. Parcă copilul are, așa cum spuneam, în natura lui încă de mic, tendința aceasta de a face exact ceea ce nu trebuie să facă, ceea ce spune părintele să nu facă, așa că cum putem încadra partea aceasta a educației copiilor în tot ce înseamnă lupta aceasta binelui cu răul și a răului în viața noastră? Foarte important să ne ocupăm de copiii noștri. Trebuie să înțelegem că atunci când se nasc acești copilași, îngerași, cum le zicem noi, nu se nasc într-un mediu ferit de pericole, ci se nasc exact în această lume în care trăim și noi, în această lume ostilă lui Dumnezeu, în această lume plină de păcat și de provocări. Și trebuie să înțelegem că încă de mici copii au în ei sămânța aceasta a răzvrătirii față de Dumnezeu. David ne spune în Psalmul 51, căci în păcat m-a zămislit mama mea. Deci, până să ajungă el să gândească, să-și dezvolte creierul, să
se obișnuiască cu diverse concepte ale vieții, are această sămânță în el de rebeliune. Și noi trebuie să fim conștienți ca părinți de faptul că ținem în brațe ființe, daruri din partea lui Dumnezeu care au nevoie de ajutorul nostru ca părinți și au nevoie de Evanghelie. Deci nu trebuie să credem că un copil trebuie să ajungă la vârsta de 5 ani, de 7, de 15 ca să devină un om păcătos sau un om care să aleagă păcatul. Sigur că nu poți să pui un copil de o lună sau de un an sau doi să-l compari cu unul de 10 ani sau de 12 ani. Există o diferență de maturitate, de înțelegere a lucrurilor între aceste două vârste. Dar chiar de la naștere, aș putea să spun, de la primele gesturi ale copilului și de la primele luni, există în el stilul acesta de a manipula, știe cum să plângă, să scâncească, să o trezească pe mama, să-l țină în brațe când vrea el, știe să te zgârie, să facă tot felul de gesturi prin care să se impună într-un fel sau să protesteze, să facă lucruri de genul acesta. Nu mai vorbim când deja de la 2-3 ani, când începe un picuț să priceapă și să umble în picioare, așa, dacă nu îi spui nimic, stă cu minte. Dacă îi spui nu pune mâna la priză, exact acolo se duce. Pentru că vrea să-ți facă exact împotriva. Are în el, cum spuneam, acest spirit de răzvrătire. Deci, dacă nu înțelegem lucrul acesta, ce vom face e că vom fi foarte lejeri și superficial cu copiii noștri și vor merge pe o cale rea. De aceea, ce trebuie să facem? Exact ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Să le întipărim Cuvântul lui Dumnezeu, cum spune, la plecare, la venire, cum era în Vechiul Testament, pune-o la oglindă, pune un verset pe perete, pune acolo. Deci să ne luăm foarte multe ocazii în care să-i saturăm pe copilașii noștri cu voia lui Dumnezeu, cu Cuvântul lui Dumnezeu, să învățăm ce este bine. Dar aș vrea să spun ceva, și aici e foarte important acest accent, că de multe ori facem asta într-un stil pedagogic ca la școală. Dragul meu, asta e bine, dragul meu, asta nu e bine, faci așa că dacă faci îți dau bombonica, nu faci așa că dacă nu îți iau bombonica și așa mai departe. Și pe măsură ce noi procedăm în felul acesta, nu vom reuși să îl ajutăm cu adevărat pe copil. De ce? Pentru că el nu are nevoie doar să fie stimulat să învețe ce este bine și rău și să fie stimulat prin pedepse și răsplătiri. Pentru că atunci va dezvolta un comportament în care va asculta de dragul răsplătirilor și atât. Și eventual când nu-l mai interesează răsplătirea aceea, va fi la fel de păcătos. Deci singura soluție din tot universul acesta care poate să îi învingă îndărătnicia inimii unui copil și a unui adult, indiferent că e aceeași inimă, la adult e și mai păcătoasă, dar e aceeași inimă, este Evanghelia. Deci nu există în tot universul un alt medicament, un alt antidot împotriva răzvrătirii omului, edenică răzvrătire față de Dumnezeu, în afara Evangheliei. De aceea, întotdeauna, pe lângă sfaturile pe care le dăm, versetele pe care copiii le învață, că îi luăm de mânuță și ducem la biserică, că facem cu ei tip devoțional seara, că le mai dăm câte o bombonică răsplată. Deci toate acestea sunt bune, nu sunt greșite. Dar, foarte important, pe lângă toate acestea, noi trebuie să explicăm de ce. Să-i dăm imaginea de ansamblu și să-i spunem, trebuie să ascultăm pentru că Dumnezeu ne iubește. Și uite cât de mult ne iubește că a murit Domnul Iisus Hristos pentru noi. Trebuie să înțeleagă că există în universul acesta o ființă care iubește enorm, chiar mai mult decât părintele. Și poți să ai curaj să-i spui, dragul meu, eu te iubesc enorm, dar să știi că te iubește cineva chiar mai mult decât te iubesc eu și mai bine decât te iubesc eu. Și acela este Dumnezeu, care l-a trimis pe Fiul Său, Domnul Iisus, să moară și pentru păcatele tale. Și omul își va învinge răzvrătirea asta din inimă, doar în momentul, inclusiv copilul, în care este cucerit de dragostea lui Dumnezeu. Deci asta înseamnă Evanghelia, să reușim să mergem la copii și la toți cei din jurul nostru cu mesajul iubirii lui Dumnezeu și a jertfei Lui. Și în momentul acela putem să așteptăm o schimbare. Folosesc un termen foarte frumos, cucerit de mesajul Evangheliei, nu impus de părinți sau știu eu, de un învățător, de un pastor. Practic, Evanghelia poate să-i străpungă inima. Exact. N-ai cum să impui Evanghelia cuiva. Că Evanghelia înseamnă veste bună. Nu poți să-i spui cuiva, îți impun o veste bună. Că dacă eu impui, devine o veste rea. Deci, ca să fie veste bună, trebuie să-i placă.
Și, dar știi cum îi place? Că dacă îi spui numai, uite, Dumnezeu te iubește și așa, de ce ar fi asta o veste bună? Adevărul este și că aici un pic ne este uneori frică să vorbim cu oamenii. Trebuie să le spunem oamenilor că păcatul e urât. Și mai ales duce că... la moarte. Și care consecințe grave duce la moarte. Deci dacă sărim peste etapa asta, oamenii nu vor aprecia Evanghelia, pentru că n-are sens. Adică de ce ar fi o veste bună că Iisus a murit pentru mine? Lasă-mă în pace, n-am nicio problemă. A, în momentul în care ai înțeles că ești păcătos și că păcatul te duce la moarte și știi, ok, eu merit moartea și vine cineva și spune, nu mai trebuie să mergi să mori, că a murit cineva în locul tău. Acum este o veste bună, așa e? Deci asta trebuie să facem, să nu uităm să vorbim despre dreptatea lui Dumnezeu, păcătoșenia omului, dar apoi și despre soluția pe care Dumnezeu ne oferă prin Domnul Iisus Hristos. Costel, ne apropiem de finalul emisiunii, dar aș vrea în această ultimă parte să discutăm puțin despre eșecul acesta pe care ființa umană l-a avut de-a lungul istoriei. În primul rând, eșecul de a înțelege ce este binele și răul. Pentru că aș zice că asta poate este prima greșeală pe care o poate face cineva, de a înțelege greșit cele două concepte. Și apoi, bineînțeles, modul de raportare față de bine și, bineînțeles, față de rău. Sunt oameni care își dau seama că de-a lungul timpului au ales rău. Și cum își dau seama de lucrul acesta? Uitându-se la ceea ce se întâmplă în prezent. Consecințele pe care le trăiesc, adică nu are niciun rost să te minți singur atunci când vezi că tu de fapt ești într-o situație rea, să poți să spui că de fapt ești bine. Asta este, să spunem, situația actuală. Sunt oameni care sunt în această stare de dezamăgire, aș spune, totală. Fie că n-au înțeles binele și rău, fie că au ales greșit, fie că au înțeles cele două concepte, dar în mod voit, într-un mod conștient, au ales să meargă pe calea cea. Și mă întreb acum, poate pentru unii în ceasul al 12-lea, ce spune Sfânta Scriptură despre oamenii aceștia care poate mai au o șansă sau în sinele lor ar mai dori să facă o schimbare? Unii zic că poate e prea târziu. Unii zic că deja sunt condamnați și că nu mai au nicio șansă de schimbare. Ce putem spune pentru această categorie de oameni? Da, în primul rând aș spune că asta cu lipsa de înțelegere a binelui și a răului este foarte rară și foarte puțin probabilă. În general, Dumnezeu a pus în noi un mecanism suficient de bun ca să distingem binele de rău și aceasta este conștiința noastră. Oamenii când aleg răul, nu-l fac că nu știu că e rău, ci îl fac din alte motivații, că sunt înclinați, că... Dar ai văzut, de multe ori se încearcă motivarea unor fapte rele prin acuzații către terțe persoane, circumstanțe. Cine te-a îndemnat? Satana m-a îndemnat. Păi nu e cel mai simplu să arunci vina pe altcineva? Nu, asta s-a întâmplat și în grădina Edenului. Da, e adevărat. Dar astea sunt tot felul de subterfugii, de talent de a dribla. Dar în sinea omului și cel care driblează știe exact cum stau lucrurile. Deci nu cred că aici e foarte mult de discutat. Dacă vrem, putem să facem artă de dragul artei, dar în sinea omului, omul știe că atunci când a ales rău, nu era obligat să le aleagă, ci l-a făcut, că a vrut și l-a avantajat și a plăcut și așa mai departe. Bun. Acum, dincolo de chestiunea aceasta, aș vrea să spun un lucru, că trebuie să ieșim. Oricât de mult a căzut cineva, nu e voie să rămânem acolo. Trebuie să ieșim din împărăția întunericului. Binele și răul mai este văzut în Scriptură și prezentat și sub această metaforă a luminii versus întuneric. Și chiar este un verset pe care aș vrea să-l citez din 1 Ioan capitolul 1, versetul 5, și spune așa: vestea pe care am auzit-o de la el și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu e lumină și în el nu este întuneric. Cu alte cuvinte, Dumnezeu e lumină înseamnă lumină ca puritate, ca sfințenie, ca adevăr, ca bine. Deci totul este lumină în Dumnezeu și în el nu este pic de întuneric. Și atunci, la asta ne cheamă Dumnezeu, ne cheamă la lumină, ne cheamă să umblăm ca niște copii ai luminii. Sigur că întrebarea este, bun, dar pentru mine ar mai fi posibil așa ceva? Și fiecare poate se gândește la viața lui și are o listă de păcate, cele mai multe ascunse, pe care poate le știe doar el și Dumnezeu. Și se gândește la toate lucrurile acestea și primul care vine să dea un răspuns, să spună, nu, pentru tine nu mai este nicio șansă, e Satana. Satana
întotdeauna vine cu acuzație și știe că dacă îl convinge pe om că pentru el nu mai este nicio șansă, a rezolvat problema. Iese în întâmpinare. Iese în întâmpinare și vine și îi spune, gata, pentru tine s-a terminat. Aș spune că nu. Știi când se termină pentru cineva? În momentul în care nu-și mai dorește deloc. Deci când un om ajunge într-o stare de a nu-și mai dori, efectiv de împietrire, adică fluieră păcătuind și nu-l mai deranjează deloc, aceea este o stare îngrozitoare. Dacă cineva își pune problema cum tu m-ai întrebat acum, cum ar fi dacă un om se gândește așa, așa, așa? Păi faptul că se gândește este prima dovadă că se poate. Deci când un om încă se gândește, înseamnă că n-a ajuns în această stare de împietrire din care să nu mai iasă. Deci dacă un om încă ia în calcul o schimbare, încă își dorește și strigă spre Dumnezeu, nu există punct prea adânc, cădere prea abisală, din care Dumnezeu să nu poată să-l ridice pe un păcătos cu condiția să strige spre el. Este specialitatea lui Dumnezeu să salveze. S-a specializat în asta la Calvar. Dumnezeu dorește să facă asta și ne amintim ca să ne convingă și pe cei mai sceptici, că sunt unii așa mai sceptici de felul lui, pe mine nu prea mă convingi. Dumnezeu l-a mântuit pe unul în timp ce era executat de pe scaun electric. Mă refer la tâlharul de pe cruce. Deci omul ăsta era executat pentru păcatele lui de justiția umană și Dumnezeu strigă în ultima clipă la Dumnezeu și Dumnezeu îl salvează chiar atunci ca să le închidă gura tuturor scepticilor și să le spună că Dumnezeu salvează. Dar recunoaște cine este el. Spune, ai milă și de mine, îndură-te și de mine. Atunci Dumnezeu ne ridică și sigur, nu este o chestiune doar așa simplistă, ca și cum facem o afacere isteață și Dumnezeu strig pe el și el mă salvează doar atât. Nu, trebuie o dorință reală și de schimbare, de sfințire, de transformare, adică nu poți să continui la fel. Dar dacă te-ai săturat de viața pe care ai dus-o, dacă ai văzut că te-a dus numai spre rău și dacă încă iei în calcul o schimbare și te întrebi dacă mai e posibil, răspunsul este da. Întrebarea, sau mai bine spus, calea de urmat este să vii la lumină. Vezi, nimeni nu poate ieși din întunericul acesta al păcatului și al răului, că răul este, cum am spus, prezentat ca un întuneric. De aceea, iadul este prezentat ca un întuneric, unde e scrâșnirea dinților și așa mai departe. Nimeni nu poate veni decât dacă vine la lumină. Și asta înseamnă să vii la adevăr, să iei Scriptura, cuvântul tău este adevărat, adică să începi să-ți evaluezi viața, deciziile, pașii, nu după cum te-ai gândit tu că e mai bine, după cum a spus soția, soțul, vecinul, ci după cum spune Biblia. Și în lumina Scripturii, când vezi ce spune Biblia, spui, da, Doamne, așa este, diagnosticul tău e corect, cum spui tu este, sunt un păcătos, am fost egoist, am fost așa și așa, dar nu mai vreau să continui pe drumul ăsta. Vreau să mă schimb, știu că este iertare și pentru mine, nu, pentru că tu nu ești ca mine. Că dacă erai ca mine, nu mă iertai. Dar tu nu obosești iertând și tu ești mai bun ca mine. Bun este unul singur, nu? Dumnezeu sau binele este. De aceea te rog, ai milă de mine și nu doar să mă ierți așa ca să scap de iad. Și pentru asta, dar vreau și eu să te iubesc cum tu m-ai iubit pe mine și vreau să-mi schimb viața. Și atunci Dumnezeu ne vine în ajutor. Spuneai despre venirea celui care dorește cu sinceritate să se schimbe. Dar totuși sunt oameni care ar dori să vină, dar parcă nu au puterea aceea. Singur nu se pot deplasa. Și mi-aduc aminte de pilda celor patru care le au pe un pat pe bolnavul acela care nu se mai poate deplasa. Practic, le au pe o targă, să spun așa, improvizată, le au și urcă și îl coboară prin acoperișul casei către Domnul Hristos. Sunt persoane care sunt în starea aceasta din punct de vedere spiritual. Știu că sunt bolnav, știu că sunt pe ultima sută de metri, poate, din punct de vedere al vieții pe acest pământ. Își doresc o schimbare, dar omenește, nu mai pot face pasul acela către Domnul Hristos. Care ar fi rolul nostru? Că până la urmă trăim într-o comunitate. Comunitatea creștină este o comunitate vie care se îngrijește de cei din jur. În primul rând, sunt sare și lumină. Vestesc Evanghelia acolo unde sunt cei păcătoși. Ce putem face noi atunci când putem interveni? Absolut. Putem să îi iubim pe oameni, să-i ajutăm, să-i încurajăm, să ne rugăm pentru ei,
să facem emisiuni de genul acesta. Putem face multe lucruri și avem o comunitate de credincioși iubitoare care vine în ajutor. Nu cred că... Bun, poate sunt anumite situații, nu zic, unde lipsește acest ajutor și cred că este și un wake-up call, cum se spune, o chemare la trezire, ca bisericile să-și ia mai în serios rolul acesta de a veghea unea asupra altora, de a ne ajuta și fără îndoială este mai mult de făcut în direcția asta. Dar aș zice că nu asta este problema principală, nu că n-ar fi o problemă, este foarte corect ce spui și cred, dar nu cred că asta e problema principală, ci cred că problema principală este totuși că încă cel căzut nu-și vede starea în care se află. El poate vede anumite consecințe numai, care nu sunt foarte bune și cu jumătate de gură sau de inimă și-ar dori o schimbare, că totuși nu e chiar atât de bine starea asta cum și-o imagina el că va fi. Dar eu cred că acel paralizat care a fost dus de prietenii lui n-a spus, bă băieți, faceți ce credeți, eu sunt așa și așa, m-am cam obișnuit. Eu cred că el și-a dat seama de cu adevărat de starea în care se află și chiar i-a încurajat, ajutați-mă, eu nu pot, vă rog, prieteni, și așa mai departe. Acum, când un om are acest instinct de apărare, dacă cineva chiar crede că i-a luat foc casa, nu o să stea pe canapea să se uite la meci. Va ieși de acolo. Dacă doar crede că picură un pic apa în chiuvetă, zice, lasă că dacă mai picură o oră, nu-i problemă, după ce se termină meci, mă duc să repar. Și mulți își văd căderea lor spirituală ca o picătură așa în apa la baie și zice, a, e o problemă, dintr-o țeavă curge un pic de apă, dar nu ne inundă, nu. După ce îmi fac eu treburile, am eu vreme mai la bătrânețe sau știu eu când voi fi mai puternic, să mă schimb. Nu, dragilor. Deci, faza este că a luat foc casa. Deci, cine trăiește în păcat se află într-o casă prinsă de un incendiu și trebuie cu adevărat să reacționeze și atunci, sigur, și ceilalți vin în ajutor. Poate rolul lor, cum spuneai, ar fi să-l convingă, să arate poze, filmulețe, să strige la el, să spună, omule, vezi că a luat foc casa. Deci, pe lângă ajutorul pe care îl dăm efectiv, poate și o conștientizare ar trebui să fie. O veghere asupra celor, practic o veghere reciprocă a noastră. Da. Și în dragoste, bineînțeles, că la un moment dat omul are și tendința aceasta de a respinge. Da, pentru că o facem cu aroganță. O facem de sus. Cătălin, fii atent, tu ai căzut, dar eu nu. Eu sunt aici, auzi, pocăiește-te, păcătosule, că o să mergi în iad. Păi normal că omul acela când te aude zice, lasă-mă în pace, chiar dacă știe că am dreptate, nu? Dar în inima ta parcă simți o respingere. Dacă îmi spun, Cătălin, pare rău pentru tine, sufăr cu tine, sunt lângă tine. Nu aș vrea să ajungi în iad, ci nu sunt mai bun ca tine. Domnul a avut milă și de mine și uite, am avut și eu căderile mele și dacă s-a putut cu mine, se poate și cu tine. E, parcă e altceva. Deci, contează foarte mult cum punem problema și Dumnezeu ne cheamă să nu fim mândri. Și dacă stăm în picioare, să luăm seama să nu cădem și noi și să nu ne considerăm mai buni decât ceilalți. Costel, îți mulțumesc foarte mult și dacă ar fi să avem la final acum o veste bună, este că la final binele învinge. Amin. Amin. Și asta este numai datorită Domnului Hristos, care a învins moartea pe cruce și prin moartea aceasta și învierea pe care ne-a oferit-o în dar, avem și noi viața veșnică. Și asta este poate vestea cea mai bună pe care noi o putem primi în seara aceasta și, bineînțeles, o putem da și celor care ne urmăresc. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta. Îți mulțumesc că și de data aceasta ai fost la înălțime. Te-ai pregătit și prin munca ta Dumnezeu s-a folosit și de data aceasta de tine și cuvântul lui Dumnezeu a fost predicat la mare înălțime. Îți mulțumesc foarte mult. Și eu mulțumesc și slăviți să fie Domnul pentru lucrarea pe care o faceți aici. Stimați prieteni, vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră în fața micilor ecrane. Vă mulțumim că și de data aceasta ne-ați primit în casele noastre. Până data viitoare, vă spunem la revedere!